Strigă disperat după ajutor în inima capitalei Belgiei. Sute de refugiați afgani au ocupat o biserică după ce oficialii le-au refuzat cererea de azil. În țara lor se plâng oamenii, așteaptă un destin tragic de care vor să fugă cu orice preț. 200 de refugiați afgani dorm, mănâncă și le predau lecții copiilor lor chiar pe podeaua unei biserici catolice din inima capitalei belgiene. Pe coridoarele lăcașului de cult abia mai ai pe unde păși, fiind flancate de corturile or saltelele refugiaților. We want to be accepted here and to live here, to continue our life here. Refugiații au ocupat biserica după ce guvernul de la Bruxelles le-a refuzat cererea de azil. Unii dintre ei trăiesc de 11 ani în Belgia. Este și cazul purtătorului lor de cuvânt, care vorbește fluent franceza, flamanda și engleza. We are here to denounce our problem, to say that our country is not safe. We are afraid to die, to go back to die, or to join a group of Al-Qaeda that's against humanity. Nu sunt singurele motive pentru care refuză să plece din Belgia. My children, they born here in Belgium and they learn French. They are not speaking the Dari in our language. How can I take them back to Afghanistan? Even they don't understand Dari. So what do I tell them? What is their mistake that their parents were from a country that they were war? So we cannot put their life in danger. Parohul bisericii le-a deschis ușile refugiaților tocmai pentru că nu e de acord cu decizia oficialilor de a-i trimite în țara natală. In het kader van algemeen asielrecht zeggen wij de slinger is inderdaad veel te ver doorgeslagen naar eigenlijk hoofddoelstelling is die twee heeft hulp nodig. Hoofddoelstelling is laat er zo weinig mogelijk binnenkomen. Voor de Afghanen in bijzonder zeggen wij. Înainte de a locui în biserică, afganii trăiau în clădiri părăsite din capitală. Ca să-i facă pe guvernanți să-și schimbe părerea, refugiații vor mărșălui sâmbătă pe un traseu lung de 60 de kilometri.